Secție pentru procurori de astăzi, 19 noiembrie 2018. O să vă rog ordinea de zi. Ordinea de zi a secției pentru procurori se află avizarea propunerii Ministrului Justiției de revocare din funcția de procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiția domnului procuror Augustin Lazar. Da, premergător discuțiilor de fond, dacă sunt chestiuni premergătoare, domnule ministru, domnule procuror general? Nu. O să vă rog pentru început să-mi dați posibilitatea să fac scurte referințe de ordin procedural, astfel încât vreau să subliniez faptul că prin adresa numărul 9178 din 24 octombrie 2018, Ministrul Justiției a înaintat Consiliul Superior al Magistraturii spre avizare propunerea de revocare a domnului Augustin Lazar din funcția de procuror general al parchetului pe Înalta Curte de Casație și Justiție, invocându-se în esență exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale, fiind astfel încălcate în viziunea ministrului dispozițiile art. 51 aliniatul 2 litera B din legea 303/2004 republicată. În ceea ce privește cariera domnului procuror general, trebuie menționat faptul că prin decretul președintelui României numărul 444 din 28 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial, domnul procuror Augustin Lazar a fost numit pe o perioadă de 3 ani în funcția de procuror general al parchetului pe Înalta Curte de Casație și Justiție, începând cu data de 28 aprilie 2016. Față de cele expuse, în conformitate cu dispozițiile art. 54 aliniatul 4 din legea 303/2004 republicată și art. 40 aliniatul 2 litera B din legea 317/2004 republicată, astăzi, secția pentru procurori urmează a analiza, evident, cu opinia ambelor părți, va emite avizul conform așa cum este prevăzut în procedura legală. O precizare. Avizul conform legii. Conform legii. Da, avizul e consultativ. Eu, evident, acest lucru. Conform legii. Din păcate. Din păcate, sigur, că ar trebui să nu fie deloc. Da, trecând la chestiunile pe ordinea de zi astăzi, o să vă rog pentru început, domnule ministru, scuzați-mă, chestiunile care vizează cererea formulată pe data de 24 octombrie. Domnule procuror, domnule președinte de secție, rugămintea mea ar fi să stabiliți orientativ și un interval de timp pe care l-am la dispoziție, pentru că raportul în sine are 63 de pagini și în funcție de ce veți spune dumneavoastră, eu voi încerca să mă încadrez. Domnule ministru, eu cred că maturitatea tuturor celor din sală, instituțională și personală, cred că ne poate impune fiecăruia din noi un autocontrol vis-a-vis de întinderea în timp a concluziilor pe care încercăm să le formulăm dumneavoastră și, evident, domnule procurorul general. Așa că, din curtoazie, cred că nu este cadrul să stabilim un interval de timp în raport cu această procedură. Vă mulțumesc, dar tot din curtoazie și eu trebuia să întreb, ca să nu vorbesc așa după propria învoință. Raportul așadar are 63 de pagini, după cum îl cunoașteți și îl avem în documentația fiecăruia dintre noi. Sigur că eu nu voi da citire raportului, care însemna, până la urmă, să repet ceea ce cu siguranță dumneavoastră ați citit, ceea ce cu siguranță dumneavoastră ați analizat. Și, sigur, funcție de care veți asculta argumentele mele, domnul procuror general, veți delibera și veți emite avizul apăs și, repet, consultativ. Fac o precizare. Eu nu cred ceea ce se aude într-un mediu calificat și anume că la nivelul CSM-ului există deja o echipă restrânsă de membri tineri care elaborează un draft de aviz negativ. Chiar nu cred. Chiar nu cred
Și sigur dumneavoastră cunoașteți adevărul mai bine decât mine. Aș face o a doua precizare. Care a fost motivul pentru care s-a amânat dezbaterea de astăzi? Pentru că inițial era stabilită pe data de 13 noiembrie, după care s-a anunțat că e 20, ulterior că e 19. În spațiu public a apărut informația potrivit căreia amânarea s-a făcut deopotrivă la solicitarea mea și a procurorului general. E adevărat că au fost două solicitări, dar tot adevărat că solicitările au fost în direcție diametral opusă. Domnul procuror general a solicitat amânarea după data de 13, a stabilit 20, sigur, a motivat, iar eu v-am solicitat devansarea, scurtarea termenului, ați amânat la dânsul cu 7 zile, ați scurtat la mine cu o zi din cele 7 amânate și ne aflăm astăzi aici. De ce spun asta? Pentru că eu, ca ministru al justiției, sigur n-am interesul să trag de timp, scuzați formula neacademică. Un interes de care n-aș fi sigur în cazul procurorului general, care, mai mult decât cererea formulată la dumneavoastră, s-a adresat, și știm cu toții, instanței de contencios administrativ din Alba Iulia, care să suspende procedura raportul întocmit de către mine ca ministru al justiției. Mâine este termen, coincidență sau nu, chiar mâine când urma să aibă loc și dezbaterea de aici, în același timp, repet, coincidență, era stabilit termenul și la Alba Iulia. Ministerul Justiției a făcut o întâmpinare. Mâine va merge cineva și va susține. Eu personal, sigur, mi-am exprimat rezerve, le voi exprima și acum, judecătorul va decide. Competența cum de s-a dus la Alba Iulia că procurorul general n-a sesizat pe persoană fizică, o fi având domiciliu acolo sau nu, a sesizat ca procuror, că raport eu nu l-am făcut împotriva cetățeanului Lazar, ci împotriva procurorului general, că altfel nu eram interesat. Împotriva procurorului general, competența e de ordine publică, vom vedea dacă instanța își menține sau nu această competență de jurisdicție în contencios administrativ. În al doilea rând, am rezerve cu privire la natura raportului, dacă este sau nu producător de efecte juridice, dacă este act administrativ pe care îl poate cenzura un judecător administrativ sau dacă este o etapă dintr-o procedură cu decidenți diferiți în această procedură, adică Ministrul Justiției, dumneavoastră, Președintele Republicii. Cert este că de la întocmirea prezentarea raportului și nici astăzi acesta n-a produs niciun efect juridic. Dovadă că domnul Lazar este încă procuror general, n-a produs efecte juridice, doar a declanșat o procedură de la minister care se va încheia probabil la Președintele Republicii. Da, sigur, judecătorul independent va decide, mâine va decide la momentul respectiv, iar noi ne continuăm demersul nostru. Cu scuzele de urmare că vă întrerup. Vă rog. O singură chestiune de ordine administrativ, pentru că ați invocat competența CSM-ului pe acea procedură de stabilire a calendarului. Nu vreau să planez asupra secției niciun fel de dubiu vis-a-vis de așa zisele coincidențe în stabilirea termenului. Pentru că vorbeam anterior de acea curtozie instituțională pe care secția o are și în raport cu ministerul și în raport cu parchetul general, mi se pare absolut firesc să încerc să stabilim, să fi încercat să stabilim termenul de comun acord. E adevărat, poate am greșit că am făcut acest lucru apelând la curtozia instituțională, că lucrurile trebuiau să devină imperative și să stabilim o dată certă și asumată de toată lumea. Dar știți la fel de bine ca și noi, obiectiv domnul procuror general și-a justificat imposibilitatea pentru data de 13, dumneavoastră, în scris, ne-ați comunicat aceeași gen de imposibilitate,
cu o singură precizare de care în mod categoric și dumneavoastră știți, pentru că ați fost invitat în cursul săptămânii trecute, în perioada 14-16 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii la Alba Iulia asta a desfășurat o activitate instituțională foarte, foarte amplă din perspectiva celebrării centenarului. Deci chestiunile de timing vis-a-vis de stabilirea datei pentru secția de astăzi, credeți-ne că au fost făcute cu bună credință, au fost făcute în intervalul celor 30 de zile pe care legea ne obligă să-l respectăm și pe cale de consecință orice alte nuanțe cred că sunt necesare. Vă dau dreptate întru totul. Chiar și această curtoazie personală și instituțională nu mă împiedică să vă spun că a stabilit data de 20 fără să întrebați și Ministrul Justiției. Și nu mă împiedică să fi repetat și să repet și astăzi aici că din cadrul ce așa a spus presa s-a comunicat că s-a amânat la cererea ministrului și a procurorului. Ori la mine nu era amânare, era reducere de termen. Asta era precizarea, în rest, sigur, ne vom continua activitatea. Vă rog, vă ascult. Cu interes, credeți-mi. Vă ascult. Sunt convins de interes și de obiectivitate. Prin urmare, sigur, voi face o sinteză. Temeiul legal privind întocmirea acestui raport a pornit, așa cum îi firesc în reprezentarea mea și a noastră de la Minister, de la articolul 132 din Constituție, care spune că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. Sigur, am luat în considerare și clarificările aduse prin decizia Curții Constituționale. Am pornit de la temeiul infraconstituțional, adică legal, consacrat de articolele 54 alineatul 4, coroborat cu 51 alineatul 2, litera B, din legea 303/2004, care spun prevederi că stabilesc competența Ministrului Justiției de a cere revocarea Procurorului General, litera B, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinilor manageriale. Sigur, n-am să dezvolt conținutul acestor prevederi, dar voi arăta, pe scurt, etapele instituționale premergătoare acestei evaluări. 2017, publicam rezultatul evaluării activității Procurorului General și a Procurorului Șef de la DNA. Prin raportare spuneam atunci, în principal, la decizia numărul 68/2017 a Curții Constituționale. Decizie care spunea explicit că a existat și există un conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public prin Direcția Națională Anticorupție și Guvern, prin faptul că DNA-ul, structura Ministerului Public, și-a arogat atribuția de a verifica legalitatea și oportunitatea unui act normativ. Dreptul și obligația Ministrului Justiției de a verifica eficiența managerială, modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către procurori, rezultă potrivit articolului 69 din legea 303. De unde a rezultat necesitatea unui astfel de demers? Din nevoia de revenire la normalitate. Eu n-am luat cunoștință de evoluțiile sistemului judiciar. N-am luat cunoștință de involuțiile Ministerului Public la momentul la care am devenit Ministrul Justiției. Este o activitate pe care am exercitat-o și în cadrul acestei autorități mi-am desfășurat și îmi desfășor activitatea în continuare. Mai spunea Curtea Constituțională cu astfel de conduită prin care DNA-ul și-a arogat competența,
echivalează cu o încălcare gravă a principiului separației puterilor în stat, deoarece Ministerul Public nu doar că își depășește atribuțiile prevăzute de lege, dar își arogă atribuții ce aparțin puterii legislative sau curții constituționale. Domnule președinte, într-un stat de drept bine structurat, o astfel de decizie și astfel de constatare a curții constituționale, în opinia mea, era suficientă constatarea ca procurorul general să plece din funcție. Nu vă dau exemplu Statelor Unite, care acum, la o simplă reacție nepotrivită a procurorului general, a părăsit postul. Nu vă dau exemplu din Germania, pe care îl știți din 2015, când la fel o atitudine neconformă, neadecvată a procurorului general l-a făcut pe ministrul justiției să aibă o discuție de 5 minute cu cancelarul federal și să-l demită pe procurorul general. Personal n-am nimic cu domnul Lazar, personal, și ne știm de multă vreme. Dar instituțional vă spun cu toată convingerea dumneavoastră și pe lanțul decizional se va aprecia, se va decide. Personal sunt convins că nu își are locul ca procuror general, pentru că trăim într-o altă etapă, într-o altă paradigmă, cu alte abordări instituționale, personale, profesionale, deontologice. Nu e asta concluzia. Concluzia o voi spune la urmă. Direcția Națională Anticorupție, partea Ministerului Public, coordonată de procurorul general, și-a arogat competența de a efectua o anchetă penală într-un domeniu care excedează cadrul legal. Ce vreți mai mult? A ieșit din matca lui constituțională, ne spune curtea, și și-a arogat competențe pe care legea nu îi le dă. Mai spune curtea, că sărite prezint, mai spune curtea așa, că derapajele instituționale nu pot fi, nu, din raport, derapajele instituționale nu pot fi justificate prin invocarea dezideratului combaterii corupției. Spuneam la momentul acela, domnule președinte, domnule procuror, că rezultatele negative pe linia acestei raportări, adică a evaluării din primăvara anului trecut, pot repune în discuție în viitor, în raport de faptele constatate, în raport de evoluțiile ce vor fi constatate, oportunitatea revocării conducătorilor instituțiilor vizate, ori altor măsuri instituționale în raport, în conformitate cu legea și Constituția, sigur, și legea Constituției, tot o lege. Deci spuneam în primăvara anului trecut că e grav ce s-a întâmplat, dar urmărim evoluțiile viitoare, funcție de care repunem în discuție ceea ce eventual pe viitor se va constata și ceea ce în raportul de anul trecut se constatase deja. Ajungând la 2018, declanșarea procedurii și declanșarea și finalizarea procedurii de revocare a procurorului șef DNA. Pe 22 februarie am declanșat procedura, un raport în 20 de puncte, l-am prezentat aici și nu cred că este cazul să îl mai discutăm. Procedură care s-a finalizat cu decretul 526 din 9 iulie 2018 a președintelui României, care a dispus revocarea, urmare a deciziei Curții Constituționale, decizie care, sigur, își menține valabilitatea și astăzi, dacă discutăm în aceiași parametri. Am declanșat procedura în august 2018, procedura de evaluare a Procurorului General al României. Vă aduceți aminte momentul declanșator al procedurii? Când Procurorul General spunea: Doamne Dumnezeule, noi nu lucrăm cu astfel de inginerii, dacă am citat exact, privind protocoalele, când Procurorul General îmi trimitea protocolul din 2009 și exprimând disponibilitatea de desecretizare, eu îl felicitam, apreciam, exprimam disponibilitatea și așteptam și alte desecretizări, alte protocoale,
Sigur, în protocolul ăla era o chestie absolut greșită că se abrogă, dar nu știam că în 2016, când procurorul general vorbea așa foarte devotat și loial valorilor statului de drept, că nu se uscase cerneala după protocoalele semnate în decembrie 2016. Domnul procuror șef de secție, în opinia mea este inadmisibil ca la nivelul ăsta să ne uităm în ochi în ochi, să spunem, doar cum să facem noi așa ceva, gata, uite, le-am desecretizat și numai. Când știa cu o lună, două înainte semnase alte protocoale care îl abrogaseră cu ghilimele pe celelalte. Este inadmisibil la nivelul ăsta de procuror general, de ministru de justiție, de CSM, este inadmisibil și la nivelul ăsta de oameni care credem că ne cunoaștem și credem că avem o misiune pe care să o îndeplinim, să apărăm statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale. Adică tu spui una și în realitatea este cu totul altceva. Temeiul evaluării este cel din Constituție, cum am arătat și la raportul anterior. Aș mai face precizarea faptului care privește ca de ansamblu, privirii de ansamblu. Spune Curtea Constituțională, știam, presupun și noi, deși am început să mă conving de contrariul, spunea Curtea că Ministerul Public nu face parte din puterea judecătorească, ci din autoritatea judecătorească, concepte diferite în esența lor, și în raport am arătat dezbaterea din Constituantă privind locul și rolul Ministerului Public, pe care o puteți găsi și în geneza Constituției, unde se dau toate evoluțiile, să spunem, în deslegarea și adoptarea acestei soluții. A treia parte a raportului privește motivele care fundamentează concluzia evaluării. Sunt 20 de motive la care am să citesc așa numai câte o frază, două la fiecare, foarte pe scurt. Primul motiv, scriam, probleme grave de comportament, comunicare publică, lipsa asumării responsabilității, plasarea deasupra legii prin susținerea publică a lipsei temeiului legal pentru evaluarea procurorului șef DNA, avansarea în comunicarea publică a ideii unui conflict între procurorul general și ministerul public, între ministrul justiției și procurori, atitudine de natură să împiedice, am considerat eu atunci, evaluarea procurorului șef DNA. Procurorul general, ne aducem aminte, aici era scaunul de alături, când spunea, domnule ministru, dar aveți temei legal să evaluați procurorul șef DNA, pentru că noi avem un regulament care spune altceva. Și eu spuneam atunci, spun și în raport, în raportul de aici, că temeiul este legea fundamentală, stă în legea fundamentală și în legile infraconstituționale. Dacă regulamentul prevede o altă procedură care se abate de la lege, de la Constituție, înseamnă că el are o problemă de legalitate. Eu nu cred că procurorul general nu știa atunci așa ceva. Dar dumneavoastră știți că o bună perioadă de timp s-a indus în opinia publică, s-a pus sub semn întrebări în opinia publică, legalitatea procedurii întocmită de mine, a evaluării, că spune regulamentul CSM-ului altceva. Degeaba spune altceva, culpa e a dumneavoastră, e a celor care nu l-a făcut în acord cu legea. Dar nu vă puteți apăra printr-un regulament nelegal să spuneți că procedura care respectă legea este nelegală. Acum, chiar sunt convins că procurorul general știa la momentul acela că, știe și astăzi, din anul întâi de facultate, că legea e mai presus decât regulamentul și regulamentul este dat în aplicarea legii. Faptul că a existat și există un temei legal, ne spune și Curtea Constituțională, prin decizia 358 pe 2018 și sigur nu am să o citesc. Eu am notat în al doilea punct probleme legate de numirea procurorului general în funcție. Acest punct a născut o vie așa dezbatere, dar eu vă spun ceea ce nu vă rog să-mi confirmați, pentru că știu că știți.
Procurorul General a trimis prin mail la Ministerul Justiției o adresă prin care a spus că da, îmi exprim intenția de a fi procuror general și a atașat un CV. Și atât. Nu evaluarea privind calificativul profesional, nu lipsa unei eventuale abateri disciplinare, nu programul managerial. Știu că dumneavoastră veți spune că le-a depus la CSM. Probabil că așa este. Dar mă întreb eu, ministrul justiției care a avut 4 candidați, pe ce bază a făcut selecția domnului Lazăr în competiții cu ceilalți candidați, dacă n-a avut decât o cerere, un mail și un CV? Că propunerea vine de la el și trebuie să fie documentată, că nu-i pe ochi albaștri sau pe altceva, ca să compare cu ceilalți 3 candidați. De unde știm că n-a avut ministrul justiției celelalte piese la dosar? Din faptul că pe 16 martie s-a încheiat procedura de înscriere, s-au înscris ceilalți 3-4 candidați, dar pe 18 martie ministrul justiției se adresează dumneavoastră CSM-ului, sigur în componența cealaltă, și întreabă dacă Augustin Lazăr a fost sancționat disciplinar și dacă are evaluările pe profesionale pe ultimii 3 ani. De unde știm, în opinia mea, sigur, domnul Lazăr va spune contrariu, nu-i problemă. Repet, ministrul justiției nu este cel care completează dosarul de candidatură. El trebuia să vină complet. De unde știm că nu era complet? Din faptul că a întrebat ministrul, nu i s-a răspuns, iar târziu, când am venit eu ministru al justiției, v-am solicitat aceleași aspecte, adică să răspundeți la întrebarea făcută cu 2 ani în urmă. Ce răspuns am primit? Că pentru evaluarea din 2011-2013, pentru perioada 2011-2013 s-a făcut evaluarea și zice prezentul raport de evaluare a fost întocmit astăzi, 20 aprilie 2017, în 3 exemplare și document pe care mi l-ați trimis de la CSM către Ministerul Justiției. Deci 2017, aprilie, raport de evaluare cu 6 ani, respectiv 5 ani în urmă. Sigur, calificativ foarte bine și probabil că pe fond așa or fi stând lucrurile. După care, pentru perioada cealaltă 14-16, deși era 14-15 și procurorul general poate confirma că a dat un ordin în care era membru în comisia care îl evalua pe dânsul, a schimbat ordinul, a anulat ordinul și a prelungit perioada ca să revină competența la CSM. Prin urmare, eu am considerat și cu documente consider că la momentul când s-a terminat înscrierea la Ministerul Justiției, sigur, dosarul nu era complet din moment ce Ministrul Justiției a venit să-i dea o mână de ajutor, hai, da, să completăm dosarul, și că procedura în felul acesta a fost viciată, exprimând convingerea faptului că, privind în urmă, cel puțin unul dintre ceilalți 3 candidați merita cel puțin în mod egal să devină procuror general. Sigur, am mai făcut eu acolo, tot cu privire la documente, ne spune CSM-ul, ne spuneți dumneavoastră că evaluarea pe perioada 2014-16 a fost luată la cunoștință de către procurorul general pe 18 septembrie, cu o zi înainte de a ne fi dată nouă. Deci fix cu o zi înainte de a ne fi dată nouă, data luării la cunoștință de evaluare. Sigur, dumneavoastră ați făcut evaluarea, le-ați transmis și ele se află la dosar. În al treilea rând, probleme grave de management am notat eu,
privind caracterul imputabil al faptelor reținute în sarcina procurorului șef DNA, funcție de care procurorul general nu a luat nicio măsură. Vorbeați de loialitate constituțională. Mie mi-este greu să trec comportamentul procurorului general prin prisma atașamentului față de valorile constituționale, loialitatea constituțională, în condițiile în care a luat la cunoștință, preferabil era înainte, dar a luat la cunoștință chiar și după, de 3 conflicte juridice de natură constituțională, unde autorii și procurorul era procurorul șef DNA și procurorul general n-a luat nicio măsură, să nu spuneți că erau două cu admitere, unul de respingere, dar considerentele erau exact ca la admitere, pentru că eram într-o altă analiză. Asta am reproșat, faptul că, deși procurorul general, șeful procurorului șef de la DNA, vede că procurorul șef DNA, subordonatul lui, s-a aflat de 3 ori în jumătate de an în conflicte juridice de natură constituțională, nu l-a făcut să întrebe, domnilor, cum stați cu activitatea, cum stați cu respectarea Constituției, că ați încălcat-o de 3 ori, n-a dispus nicio analiză, nicio evaluare, așa, dimpotrivă, prin declarații publice, a arătat că la DNA este unitate de elită, activitatea e bună, avem succese și chiar putem exporta experiență. În al patrulea rând, lipsa organizării, asumării responsabilității, ignorarea situațiilor de criză, aveți în raport. Ce am notat eu aici? Când lucrurile erau total într-o direcție greșită și îmi place să constat, să afirm că intrăm astăzi prin activitatea Ministerului Public într-o normalitate, ce făcea procurorul general? Aprecia activitatea Direcției Naționale Anticorupție, fără să se refere la cele 3 conflicte, la termene de prescripție, la abuzuri, comisie la Ploiești în altă parte, fapt care s-a și dovedit. În al cincilea rând, modificarea, problema aceea cu raportul Inspecției Judiciare, care a arătat prin intermediul instanței de contencios administrativ că a suferit raportul anumite modificări. Sigur, nu știu dacă procurorul general în persoană a participat la ședință. Cel mai probabil, procurorul general în momente cheie importante a fost ba în China, ba în Africa de Sud, ba în altă parte. N-aș vrea să vă spun, domnul general, și să vă provoc să vă dovedesc faptul că vă place funcția de general, fii firesc, probabil, dar în același timp că ați delegat foarte multe atribuții de serviciu. Le-ați delegat și unor adjunct, sigur că da, fără să le exercitați și acum la debut a spus că am un adjunct care se ocupă. Sunteți șef, dumneavoastră trebuie să le știți. N-aș vrea să vă spun, de exemplu, că în planificarea activităților dumneavoastră nu este trecută și aprobările alea pe mandate de siguranță națională, din care nu știu dacă ați semnat ceva în toată perioada, ați lăsat pentru unul sau pentru altul, dumneavoastră ați semnat probabil absolut prin excepție, deși era și este încă atribuția dumneavoastră. La 6-lea rând. La 6-lea rând m-am referit la modul în care ați comunicat
și atitudinea pe care, de rezervă pe care ați încălcat-o, atitudinea pe care ați exprimat-o, cu conținut eminamente politic. V-ați adresat autorităților statului, deopotrivă autorităților legislative sau executive, combătând cu vehemență, în opinia dumneavoastră personală, după părerea mea, să nu vă supărați, nu într-o opinie de procuror general și sigur nu într-o opinie de specialist al dreptului în materia dreptului penal. Știm ce spune Comisia de la Veneția, știm ce spune decizia Curții Constituționale vis-a-vis de obligativitatea participării la comisii parlamentare, nu ați luat nicio atitudine văzând abordarea procurorului șef la DNA, ba dimpotrivă, ați spus că este vorba de acte de hărțuire din partea Parlamentului. Parlamentul e puterea legiuitoare supremă. Curtea Constituțională verifică constituționalitatea, iar dumneavoastră sunteți cel care trebuie să puterea judecătorească, să interpreteze și să aplice norma. Dacă Parlamentul spune, dacă Curtea Constituțională spune în același sens, dumneavoastră ca procuror general spune, ba, nu-i cum zice Parlamentul Curtea, este cum spun eu, că sunt acte de hărțuire. Sigur, zâmbiți, sigur, în America n-ați mai fi stat nici jumătate de oră sau în Germania, dar la noi, Comisia Parlamentară, ce spune Curtea, nu contează. Că a cerut să prezinte la Comisia Parlamentară să clarifice niște aspecte, constituie acte de hărțuire din partea acestora. Șaptele rând. Practicarea și încurajarea unor comportamente contrare obligațiilor constituționale și legale, mesaje publice cu încălcarea obligațiilor de rezervă, mesaje publice care ies din sfera de competență a Ministerului Public. Ați văzut că cineva a zis niște penali? Dumneavoastră, fiind un specialist al dreptului, ați ridicat nivelul de abordare și ați promovat așa în spațiu public sintagma inculpații de rang înalt. Probabil că ați uitat faptul că există o prezumție de nevinovăție. Vă voi pune la dispoziție Codexul Penal European cu toate codurile din Uniunea Europeană și veți vedea, sper că veți vedea, faptul că sunt state, și nu una, în care constituie infracțiune fapta de a face referire la trecutul infracțional al cuiva, dacă a fost, chiar dacă a fost condamnat și a executat pedeapsa, că legiuitorul spune, domnule, l-a fost cu a săvârșit o faptă. A fost condamnat, a executat, pedeapsa și-a îndeplinit rolul de prevenție generală specială și el s-a îndreptat. Sigur că e o prezumție. Dar constituie infracțiune fapta de a face referire la trecutul infracțional al cuiva, indiferent de subiect activ, orice persoană, iar dumneavoastră vă referiți la viitor, trecând peste ceea ce se numește prezumția de nevinovăție, dar sigur și dumneavoastră sunteți cetățean al statului român și puteți avea abordări diferite. În al 8-lea rând, abdicarea de la garanții constituționale, precum respectarea prezumției de nevinovăție și a demnității umane. Inutil să spun că prezumția de nevinovăție este de rang constituțional, inutil să amintesc faptul că demnitatea persoanei ca valoare fundamentală este înscrisă chiar în articolul 1 din Constituție. Prin mesajele publice dumneavoastră ați trecut peste toate acestea. Nu mai este obligație de rezervă, este obligație profesională. În al 9-lea rând, ați contestat deciziile Curții Constituționale. Ați contestat deciziile Curții Constituționale, afirmând și înainte și după, că nu este necesar ca să se prezinte cel invitat, chiar dacă are gradul de procuror, sau probabil pentru că are grad de procuror,
să se prezinte la comisiile parlamentare și nu mai reiau. În al 10-lea rând, neîndeplinirea obiectivelor asumate prin contractul, proiectul de management, ăla care n-a fost la Ministerul Justiției, dar înțeleg că a fost la CSM, ăla în baza căruia ați fost numit, dar cu siguranță, după părerea mea, nu l-ați respectat și vă dau numai un exemplu. Spuneați acolo că este necesară ocuparea în program managerial. Este ocupare, necesară ocuparea posturilor vacante de conducere sau de execuție prin concurs sau prin încadrarea absolvenților de la INM. Care este rezultatul? Numărul, gradul de ocupare a posturilor prin delegare a crescut față de momentul în care dumneavoastră ați devenit procuror general și v-ați pus în aplicare programul managerial. Adevărat este și v-aș provoca să ne faceți dovada dacă nu cumva problema delegărilor pentru procurorii din sistem ați delegat-o la rândul dumneavoastră unui adjunct. Și v-aș ruga, v-aș provoca să ne arătați cine a semnat delegările pe funcții de execuție sau de conducere. După știința mea, competența delegărilor ar fi la rândul ei delegată către un adjunct. În al 11-lea rând, neîndeplinirea obligațiilor din programul managerial privind scăderea termenilor de soluționare a cauzelor. Dumneavoastră ne spuneți că a crescut numărul cauzelor complexe, statistica ne arată că a crescut durata de soluționare a cauzelor, trecând peste faptul care privește sistemul în general de data asta și v-aș, ca ministru al justiției, v-aș îndemna să revizuiți sistemul de raportare. Nu puteți raporta, în logica mea, nu puteți raporta numărul de achitări din 2018 la numărul de inculpați, pentru că ei achitați în 2018 nu sunt din aia trimiși în judecată în 2018. Achitații din 2018 vin din urmă, din anii precedenți. Creăm o bază artificială și spunem a scăzut numărul de achitări. Dar noi trebuie să ne raportăm perioada de referință, perioada în care au fost trimiși în judecată și să nu punem achitați 2018 față de trimiși în judecată 2018. Păi niciunul din aia trimiși în judecată 2018 nu va fi achitat în 2018. În al 12-lea rând, neîndeplinirea obligațiilor legale în privința realizării politicii penale. Spune că în lege Ministerul Public elaborează și prezintă Ministrului Justiției studii, analize, face propuneri în vederea eliminării deficiențelor din sistem, în vederea perfecționării legislației în domeniu. V-aș întreba, de când sunteți procuror general și eu ministru al justiției, câte astfel de evaluări și propuneri ați trimis? Sigur, ați trimis săptămâna trecută una. Și v-am returnat-o cu întrebarea, dați-mi-le, să nu spuneți că fi la noi, pe toate cele pe care ni le-ați dat, propunerile formulate din 2017 încoace, ca să vedem dacă v-ați îndeplinit obligația asta de analiză, sinteză, de a observa lacunele legislative și de a face propuneri de lege referenda. V-am trimis zilele trecute o adresă în acest sens și am încredere că ne veți explica. 13. Criticarea cu orice preț a activității altor autorități, autorității legiuitoare, contestarea deciziilor curții constituționale, a soluțiilor legislative, chiar dacă ele au fost validate de către Curtea Constituțională. Aici, domnule general, dădeam interviul pentru șef la DNA și atunci am aflat că sunt 300 de, știu, dar și activitatea dumneavoastră trebuie să o cunoască lumea, 300 de dosare, având ca subiect, posibil subiect activ, procuror judecător. Am aflat după aia că nu sunt 300, sunt mai multe și sunt mai multe și mai multe. Vehement aici nu v-am înțeles nici ca om, nici ca jurist, nici ca procuror general. Vehement ați contestat înființarea secției speciale. Curtea Constituțională a spus că e o problemă de oportunitate.
că nu contează dacă cei care anchetează, verifică, sesizările la adresa procurorilor sunt sub umbrela în curtea DNA-ului sau Ministerului Public, că sunt tot procuror, faptele sunt tot în codul penal, tot după procedură penală, dacă e nevoie, tot la un judecător imparțial, obiectiv, ajung. V-ați opus vehement acestei soluții, chiar dacă după ce curtea a spus că nu e o problemă de oportunitate, e o treabă a legiuitorului. Dumneavoastră, da, eu sunt procuror general, nu sunt de acord. Dar ce aveți competență în materie de legiferare? A trecut. După aia v-ați opus înființării secției legiferării secției. Să nu vă aduc aminte că era o ședință planificată când s-a stabilit programul. Cu 5 minute înainte n-ați putut veni și se tot lungea așa, nu devenea operațională secția pe 23 octombrie și de aia s-a dat ordonanța. Acum vă spuneam înainte de dezbateri că cei din secție, cât sunt ei acolo numiți, spun că n-au fax, că n-au telefon, că n-au grefiere, că n-au, ziceți, cele necesare desfășurării activității. V-am invitat și în scris și verbal la o dezbatere pe această temă, care dezbatere va avea loc în curând. Prin urmare, noi vorbim că respectăm decizii, Constituția, deciziile curții. Noi vorbim că nu se pune problema articolului 7. Noi vorbim că nu suntem în ipoteza Ungariei și Poloniei, iar dumneavoastră, Curtea Constituțională dă de 2-3 ori decizii, zice, nu e o problemă cu secția și dumneavoastră o țineți pe dumneavoastră, eu nu sunt de acord. Când a intrat legea în vigoare, n-ați mai zis că nu sunt de acord, dar dacă e adevărat ce spune și vom verifica, dacă e adevărat, le puneți piedici obiective în desfășurarea activității, repet, dacă este adevărat. 14 și merg din ce în ce mai repede. Criticați deciziile, hotărârile judecătorești, dumneavoastră care spuneți că nu trebuie să criticat. A dat un judecător o hotărâre în care a declarat nelegal un protocol și nu numai că v-ați exprimat public că este o problemă. Nu v-ați spus întrebarea dacă e o problemă cu protocolul. A zis că e o problemă cu judecătorul și de asta a și sesizat inspecția judiciară ca să verifice o eventuală abatere disciplinară. 15. Folosiți, domnule general, în activitatea dumneavoastră dublă măsură și tergiversați procedurile care nu vă convin și nu vă spărați că vă spun și vă dau și exemplu. Eram aici, amândoi și cu toții. Când audiam procurorul șef, candidatul pentru procuror să fie șef la BICOT, care avea o sesizare pe rolul inspecției judiciare, n-a spus nimic. Când am audiat o altă candidată pentru DNA, i-ați făcut sesizare cu o zi înainte și a spus aici, domnule, stați că este o sesizare, nu se poate, etica profesională, să o verificăm, hai să amânăm. Corect să o verificăm, dar trebuia să verificați și pe celălalt, și pe candidatul de la DNA și de la DICOT, nu numai la unul să spune stați că e o problemă, la celălalt n-a spus nimic și nu vă bănui că nu știți, în al 16-lea punct. O chestiune care, nu știu, probabil o veți explica la un moment dat, public, ca să o înțeleg și eu, chiar ministru sau neministru, spune că nu se pot efectua acte de urmărire penală prin delegarea procurorilor din cadrul parchetului de la care s-a dispus preluarea. Adică nu duci la pachet și dosarul și cel care soluționează. Înțeleg că totuși în august-septembrie ați detașat 3 procurori de la parchetele militare ca să participe la soluționarea cauzei privind evenimentele din 10 august, nu? Anul acesta. După aia cineva cred că v-a atras atenția, vedeți că e un ordin care pune în aplicare ordinul 387, care pune în aplicare articolul 6 alineatul 6 din procedură penală și l-ați abrogat, anulat ordinul ăla la vreo 3 zile după ce deja îi detașați, sărăți contrar legii și ordinului chiar al dumneavoastră. Bun. 17. Constant ați acreditat ideea altui statut constituțional pentru Ministerul Public și Procuror. Domn general, sigur, nimeni nu e perfect, nimeni nu le știe pe toate. Dar totuși eu nu vă bănuiesc că nu știți faptul că
justiția nu realizează echilibru puterilor în stat. Cred că ați dat o declarație să sune bine pentru sistem. Spuneați și vă dau declarația că avem o justiție capabilă și așa mai departe. Justiție capabilă să își îndeplinească rolul de a menține echilibru puterilor în stat. Păi puterea judecătorească, nu dumneavoastră, judecătorii, realizează, e o parte a puterii celor trei puteri, una din cele trei puteri. Nu poate o parte să țină echilibru la un conflict în care și ea poate fi parte și din păcate a fost de mai multe ori. Echilibru puterilor, prin loialitatea aia de care vorbea domnul procuror, trebuie menținut de noi care ne îndeplinim atribuții. Dacă ieșim din limitele Constituției, dăm pe din afară așa că nu mai putem de să avem cât mai multe competențe și prerogative, echilibrul ăsta se reglează de Curtea Constituțională și nu de puterea judecătorească. Aș fi bucuros să spuneți ce ați gândit în momentul în care a spus că justiția asigură, îndeplinește rolul de a menține echilibrul puterilor în stat. Repet, fără a vă bănui, că asta e o treabă, temă elementară, fără a bănui că nu este cunoscut. 18. Problema asta cu Doamne Dumnezeule, cu semnarea protocoalelor, n-am înțeles-o și nu o voi înțelege niciodată. Că ați semnat-o este una, dar să spuneți la foarte scurt timp că nu există așa ceva și ăla e singurul și am asanat și am terminat cu protocoale, înțeleg cel mult printr-o atitudine de maximă detașare pe de parte și încrederea faptului că nu se va cunoaște adevărul pe de altă parte. Sunt curios să văd ce va spune Curtea Constituțională cu privire la existența acestor protocoale. Dacă nu cumva autorii și-au atribuit, sigur să spuneți că procedee tehnice pe lângă și așa mai departe, dacă nu cumva autorii protocoalelor și-au arogat în ghilimele, să citesc din curte, competența de a legifera tot în ghilimele pe lângă codul de procedură penală, pe de o parte nu numai pe proceduri, ci și sub aspectul competențelor de participare la încheierea și semnarea respectivelor protocoale. Așadar, cu protocoale am două lucruri pe care le-am reținut în raport. Sigur că fiecare are libertatea comportamentală, chiar dacă este în limită legală sau nu. Am reținut pe de parte însă și faptul încheierilor, pe de altă parte am reținut și n-am înțeles cum ați putut să vorbiți cu mine, cu societatea publică, să spuneți nu mai avem gata când tocmai l-aveați semnate din decembrie. Nu reiau, am sărit scrie aici, faptul că îmi trimiteați protocolul spunând că, domnule, gata, suntem deschiși la desecretizare, fără ultimile două pagini, ulterior am auzit că secretara care a tras la xerox s-au lipit și după două zile le-ați căutat și le-ați găsit. Sau grefiera. Nu știu dacă e tot grefiera asta care v-a pus în dosarul de candidatură ordonanța de clasare a colegului dumneavoastră cu același nume, Lazar. Prin urmare, eu am concluzionat atunci că aceste acte și fapte în temeiul 54 aliatul 4 coroborat cu 51 aliatul 2 litera B din legea 303 privind statutul judecătorilor m-a determinat să declanșez procedura de revocare din funcția de procuror general. Astăzi ar trebui să schimb și schimb în fața dumneavoastră concluzia care era valabilă atunci, la momentul declanșării procedurii. Astăzi declar în continuare că pentru aceste acte și fapte grave de netolerat într-un stat de drept, incompatibile cu obligația constituțională de garantare, apărare a drepturilor și libertăților fundamentale, continui procedura de revocare din funcție a procurorului general al României. Domnule președinte, știu că am vorbit mai mult, dar vorbim de 2 ani de zile, 2 treimi din mandatul de procuror general.
Sigur că procurorul general trage de timp, poate iese la pensie procuror general. E o procedură pe care, dacă legea o permite, să nu ne ascundem. Dar e o activitate de lungă durată, 2-3 ani de mandat, este o activitate cu consecințe nefaste pentru cei care, cu ghilimele, au beneficiat de astfel de tratamente, direct sau indirect, din partea procurorului general. Eu n-am vrut, repet, cu ce am început personal, nu am nimic cu domnul Lazar, dar ca ministru al justiției nu pot tolera, nu pot accepta așa ceva, pentru că una declară, alta face, și pentru că avem nevoie să revenim la normalitate. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumim, domnule ministru. Să vă rugăm, domnule procuror general, în raport cu cele afirmate, să vă prezentați și punctele noastre de vedere. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți mai întâi să depun notele scrise, pentru că eu voi fi mai sintetic decât domnul ministru. Nu voi trage de timp și voi încerca, eu m-am pregătit. Am prezentat notele scrise, care vă va ajuta care vă vor ajuta să înțelegeți detaliile multor lucruri pe care le-a prezentat domnul ministru în documentul intitulat Raport de evaluare a procurorului general, care, cu regret o spun, nu reprezintă un document caracterizat prin rigoare și mă așteptam de la un profesor universitar. Să vedem rigoare științifică, să vedem un document redactat în stilul judiciar care este imparțial și sobru. Atenție! Este un document de evaluare, nu este un eseu. Orice vedem noi aici, din păcate, este un eseu cu accente polemice și de pamflet prin care domnul ministru subtilizează adeseori persoana evaluată. Sau autorul, cine redactorul acestui document intitulat Raport de evaluare, pentru că noi știm cu toții, noi suntem magistrați și ne-am aștepta la rigoare științifică. Cu atât mai mult cu cât facem și cercetare științifică. Mai departe, ce m-a impresionat pe mine a fost capacitatea de insinuare pe care o auzim, fiindcă acest raport de evaluare, acest document pe care eu îl consider un eseu, critic la adresa procurorului general, a fost completat oral într-o manieră formidabilă, că dacă îl vedeam numai scris, era într-un fel. Era mai riguros, mai simplu, mai concis. Dar capacitatea de insinuare. Ce face domnul ministru când prezintă acest eseu? Face o mulțime de insinuări la adresa numirii procurorului general, care e o chestiune la care vom reveni. Procedurii de numire, cum a fost numit. Apoi, la adresa evaluării procurorului general. Cum a fost evaluat, lăsând să se înțeleagă că peste tot avem de a face cu o conspirație formidabilă care a cuprins mai multe persoane din sistemul judiciar și din afara sistemului judiciar pentru a putea să îl pună pe Lazar procuror general, nu se știe de ce, fiindcă altfel are o părere bună despre persoana în cauză pe care o cunoaște. Sau cel puțin așa ne-a lăsat să înțelegem. De asemenea, insinuează cu referire la contestație. Adică contestația e pusă tocmai la alba? Adică trebuie să fie ceva fraudulos acolo. Nu mă îndoiesc că domnul ministru a consultat legea și a văzut că la domiciliul persoanei se depune contestația. Nu mă îndoiesc de acest fapt. Dar public dă bine o chestiune de acest fel, fiindcă ne aflăm în domeniul eseului. Mai vedem aici niște aspecte privind copierea ordonanței respective și depunerea unei ordonanțe a unui altui procuror care o grefieră insinuează că tot aceeași grefieră a putut trimite și un protocol fără două pagini. Vă să zic că domnul ministru al justiției, în loc să ne inducă încrederea în sistemul judiciar pentru care
are această misiune, are această atribuție de a gestiona sistemul judiciar ca serviciu public, ne induce aici neîncrederea, faptul că există o largă conspirație prin care se fac o mulțime de ilegalități în așa fel încât să se producă, să fie o completare la discursul public al politicienilor, al căror punct de vedere nu mă îndoiesc că îl reprezintă în calitate de persoană numită politic în această funcție. Prin urmare, asistăm la un eseu care nu este juridic. Este un colaj de detractări publice la adresa Procurorului General. Domnul Misu ne repetă acum aici, în fața Consiliului Superior al Magistraturii, un colaj de 63 de pagini. Le-am reținut cu exactitate. Care au fost vehiculate public, detractări publice, care au toate un numitor comun pe care îl veți găsi la un punct în acest document numit raport de evaluare și care se numește instrumentarea dosarului 10 august 2018. Uitându-ne în cuprinsul acestui document cu caracter general, putem face două observații. Domnul Ministru al Justiției și-a arogat în mod abuziv calitatea de instanță disciplinară, așa cum a făcut-o domnia sa. Dar ce instanță disciplinară sui generis? Una care acuză, care instrumentează fără probe și în care apărarea nu este posibilă, fiindcă eu am așteptat în cele două luni să mă întrebe domnul ministru de anumite chestiuni, dacă vrea să facă o evaluare obiectivă. Spre exemplu, dacă a avut o ordonanță, și eu încep să mă gândesc și să am îndoieli. De unde a putut să apară o ordonanță acolo, despre care eu însumi am fost convins că poate eu am omis-o. De câte ori s-a vehiculat în public, eu am dat mii de soluții în cariera profesională. Și când colo observ o ordonanță emisă de un alt coleg care era ierarhic superior la data respectivă și care mi este mie imputată pentru a fi revocat. Va să zic că acesta genul de procedură disciplinară este doar un exemplu în care eu văd care genul de procedură disciplinară care este pusă în sarcina Procurorului General și trebuie să observăm un singur lucru. Cu excepția acestui mandat al Ministrului Justiției, anterior nimeni n-a mai avut această idee, fiindcă orice ministru al justiției s-a adresat inspecției judiciare, pe cum a făcut-o și domnul ministru atunci când a avut îndoieli cu referire la modul de acțiune al Procurorului General. Spre exemplu, a omis domnul ministru să ne spună că Procurorul General a fost somat public de o comisie a Parlamentului să predea dosarul sau o copie a lui la respectiva comisie pentru a fi examinat. Și Procurorul General a refuzat. Comisia respectivă l-a somat public pe domnul ministru să ia măsuri disciplinare împotriva Procurorului General. Ceea ce a făcut, a sesizat inspecția judiciară. Inspecția judiciară a verificat, Curtea Constituțională a verificat, s-a pronunțat în decizia respectivă și am aflat cu toții că este ilegal să se trimită copii după dosare chiar soluționate la comisiile parlamentare. Dar domnul ministru nu mai spune nimic despre acest fapt. S-a gândit ce s-a gândit și a găsit o altă posibilitate la care nu s-a mai gândit nimeni până în prezent, să imagineze domnia sa, în baza textului constituțional, o procedură sui generis de verificare disciplinară, dar în ce mod? Fără să-l întrebe pe cel în cauză și fără să-i ofere posibilitatea de a răspunde la acuze, la aceste probleme care sunt în fapt niște detractări publice, colportate de anumiți politicieni pe care domnia sa le-a adunat într-un colaj și ni le prezintă nouă aici. Eu, în schimb,
Aș dori să vă mărturisesc că am ales armele judiciare, armele dreptului, pentru că și în România există justiție. Și în România trebuie să se poată face dreptate chiar și unui magistrat, zic eu. Și mă simt foarte trist să aflu că orice chestiune aș întreprinde, oriunde m-aș duce, există o mare bănuială de o mare conspirație care ar putea să fie pusă la punct acolo și că precis va fi ceva, o insinuare pentru soluția posibilă care va fi acolo. Nu mă așteptam de la ministrul de justiție al țării mele. Nu mă așteptam la asemenea poziție. Cu atât mai puțin cu cât este profesor universitar și mă așteptam la o anumită convită decentă. E bine, încă o remarcă preliminară vreau să fac. Instituțiile justiției din România, inclusiv Ministerul Public, se află în mileniul 3, în secolul 21. Există avizul Forumului Procurorilor de la Roma, există rapoartele MCV, există rapoartele Greco, există rapoartele Comitetului Drepturilor Omului de la Geneva și în toate se promovează ideea independenței profesionale a procurorului. E bine, domnul ministru ne duce acum cu câțiva zeci de ani înainte, eu nu-mi amintesc prea bine vremurile acelea, când vrea să ne sugereze că procurorul ar trebui să meargă și să ia lumină de la Ministerul Justiției în contextul în care Ministerul Justiției nu face un minim efort de cooperare loială cu noi. Face cu cine crede că prezintă interes pentru poziția politică pe care domnul ministru o reprezintă. Ei bine, suntem totuși în mileniul 3. Eu mă îndoiesc că acest punct de vedere pe care îl promovează domnul ministru și care mi este mie atribuit ca un defect, opusul acestui punct de vedere, ar putea avea succes în mileniul 3. Aș dori să... Cu referire la propunerea de revocare formulată de Ministrul Justiției pentru a scurta această prezentare, eu n-am nevoie să fac în fața domnilor voastre de un eseu, am prezentat acolo documentul scris și vă spun, cu referire la această propunere de revocare, solicit secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii emiterea unui aviz negativ. Întrucât propunerea este nelegală, raportul de evaluare și rezultatul acesteia, propunerea, sunt vădit nelegale, iar motivele pentru care s-a cerut revocarea din funcție sunt nelegale și netemeinice. Motivele de nelegalitate ar fi foarte pe scurt următoarele. Propunerea de revocare formulată de Ministrul Justiției este vădit nelegală, întrucât ministrul și-a arogat în mod abuziv competența de a evalua profesional procurorul general, nu a respectat dispozițiile legale privind evaluarea profesională a procurorului general, a invocat motive prin care și-a depășit atribuțiile legale și a încălcat dreptul la apărare în această procedură vădit nelegală și părtinitoare. 1. Nelegalitatea procedurii de evaluare derulată de Ministrul Justiției. Voi spicui câteva aspecte. Prezenta propunere de revocare este nelegală, întrucât Ministrul Justiției nu are competența funcțională de a evalua personal procurorii cu funcții de conducere. Această competență aparține exclusiv secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Păi putem vedea, evaluarea trebuie să facă de către magistrați care lucrează în domeniu și care știu să facă deosebirea între delegare și detașare. Domnul ministru ne-a prezentat în mai multe rânduri ideea că niște procurori au fost detașați în Ministerul Public. Niciunul. Sunt instituții diferite, delegarea și detașarea. Și ei au fost delegați acolo unde era cazul, iar acum
Consiliul Superior al Magistraturii îi va delega unde este cazul. Și vă spun eu unde este cazul, domnule ministru, în primul rând. Acolo unde sunt micile unități de parchet și de judecătorii care nu pot funcționa, pentru că v-am spus în mod repetat, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut încă de câțiva ani de zile să se reconsidere harta judiciară, să se desfințeze micile unități acolo unde lucrează un judecător și un procuror. Fiindcă avem nevoie de colective mari de oameni să se formeze profesional, să existe o cultură instituțională, să nu existe lucruri, abateri disciplinare și alte lucruri ca în colectivele mici care nu sunt bine, bine gestionate din punct de vedere managerial. Asta este problema delegărilor în țara românească. Dar nimeni nu vrea. Ați spus public aici, faceți-le atractive locurile alea. Păi cum să le faci atractive? Numai așa, dacă le comasezi, cine, care tânăr în zilele noastre vrea să meargă undeva la o foarte mică unitate de parchet? El vrea să fie într-un mare oraș, într-un centru universitar, unde se ducă o viață de magistrat european. E foarte greu să lămurești pe cineva să stea într-un asemenea loc. Asta ar fi treaba Ministrului Justiției, să aibă o contribuție la funcționarea justiției ca serviciu public în pentru oameni. Asta ar trebui să fie. Micile unități să fie reformate exact cum s-a procedat în Europa și ele să fie așezate în mari unități care să aibă o cultură instituțională. Având în vedere dispozițiile legale și considerentele deciziei 358 din 30 mai 2018 a Curții Constituționale, controlul eficienței manageriale trebuie efectuat prin procurori anume desemnați. Eu zic că legea și decizia sunt foarte clare. Ori, această cerință de legalitate a procedurii de evaluare cu rol de garanție pentru procurori prealabilă formulării propunerii de revocare nu a fost îndeplinită, ceea ce atrage nulitatea extrinsecă a actului pentru neîndeplinirea condițiilor formale. 2. Ignorarea vădită a dispozițiilor legale care privesc evaluarea profesională a procurorilor cu funcții de conducere. Potrivit articolului 39 aliniatul 1 și 3, teza 4 din legea 303/2004, citez, evaluarea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se face de o comisie compusă din procurori, membri aleși ai secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu grad cel puțin de tribunal, desemnați de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Legiuitorul a fost prevăzător și s-a gândit că magistrații procurori sunt cei care ar putea să le evalueze pe procurorul general, fiindcă ministrul justiției s-ar putea să fie interesat politic. În baza dispozițiilor legale, procedura de evaluare a activității profesionale a judecătorilor și procurorilor este detaliată în regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, pe care l-a citat și domnul ministru, dar în baza dispozițiilor legale, nu un regulament ilegal despre care vorbea domnia sa, tot pentru a insinua, din păcate, anumite lucruri. Regulamentul a fost aprobat prin hotărârea plenului Consiliului Suprem al Magistraturii 676 din 2007 și stabilește principiile, scopul și procedura de evaluare. Din examinarea documentului intitulat Raport privind activitatea managerială a procurorului general, se observă o suprapunere completă a indicatorilor enumerați de Ministrul Justiției cu cei menționați în regulamentul pe care domnia sa îl consideră ilegal. Numai că este legal să facă domnia sa evaluarea după acela, nu să facă Consiliul Superior al Magistraturii. În acest fel, Ministrul Justiției și-a atribuit în mod nelegal, abuziv, competența de a efectua personal evaluarea profesională a procurorului general, ignorând că această activitate este atributul exclusiv al Consiliului Superior al Magistraturii.
Conduita ministrului justiției, nu comportamentul, folosesc această expresie, conduita ministrului justiției prin întocmirea raportului de evaluare se plasează în afara unei minime cooperări loiale. Aspect pe care îl vom detalia și în privința altor critici de nelegalitate extrinsecă. În plus, ea demonstrează maniera subiectivă, unilaterală, lipsită de imparțialitate, în care ministrul justiției a efectuat evaluarea procurorului general. 3. Invocarea unor motive în propunerea de revocare care nu se circumscriu formal cazului de revocare, prevăzut în articolul 51 alineatul 2 litera B din legea 303/2004, sau invocarea unor motive pentru care ministrul justiției nu are competența de a se pronunța sau de a decide. 1. Invocarea unui motiv de anulare care nu poate constitui motiv de revocare. Motivul de revocare invocat la punctul 2 din raport, care pune în discuție legalitatea decretului de numire în funcția de procuror general, constituie un motiv de nulitate, concomitent emiterii actului, iar nu de revocare. De aceea spuneam că evaluarea trebuie făcută de magistrați, nu de persoane din afara corpului magistraților. Spre deosebire de sancțiunea nulității, revocarea dintr-o funcție privește acte și fapte ulterioare numirii intervenite pe parcursul exercitării mandatului. 2. Invocarea unor motive care privesc răspunderea disciplinară și pentru care ministrul justiției nu are competența de a se pronunța sau a decide. Astfel, motivele invocate la punctele 1, 6, 8, 9, 14 și 15, nu le mai citim, că le știți, dacă ar fi reale, vizează răspunderea disciplinară, ceea ce implică alte competențe și garanții pe parcursul răspunderii disciplinare. Nu se face așa verificarea, cum ar crede cineva, hop, trop, revocăm și gata, controlăm sistemul Ministerului Public. Pentru aceste motive, este evident că propunerea formulată este nelegală și ministrul justiției și-a arogat o competență pe care nu o are nici conform dispozițiilor legale și nici conform considerentelor deciziei Curții Constituționale pe care a invocat-o în motivarea propunerii. 4. Încălcarea dreptului la apărare. Aceasta este cea mai șocantă din partea unui ministru care, fiind și profesor universitar, ar trebui să știe că în România dreptul la apărare este garantat. Și sunt sigur că știe. Nu mă îndoiesc de acest fapt. E trecut și în Constituție. Lipsa de transparență în derularea procedurii în condițiile în care ministrul justiției a exercitat funcțiile unei veritabile jurisdicții disciplinare. În procedura desfășurată de ministrul justiției, care s-a finalizat prin propunerea de revocare, dreptul la apărare nu a fost asigurat. Nefiind în măsură să prezint ministrului, anterior formulării propunerii, motivele și documentele care ar fi preîntâmpinat luarea măsurii. Spre exemplu, eu cu ușurință puteam să clarific dacă e ordonanța mea sau este ordonanța procurorului ierarhic superior la vremea aceea. Eu lucram la o curte de apel. Din perspectiva a consecințelor asupra carierei procurorului care ocupă o funcție de conducere, procedura declanșată de ministrul justiției întrunește elementele unei veritabile proceduri disciplinare, punând în discuție modul în care un procuror și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu. Măsura revocării procurorului dintr-o funcție de conducere se înfățișează ca o sancțiune, ce poate fi aplicată într-o procedură distinctă de procedura disciplinară propriu-zisă pentru o conduită profesională necorespunzătoare. În cazul de față, controlul efectuat de inspecția judiciară la parchetul pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în 2017 nu a relevat nicio disfuncție în activitatea instituției și nicio deficiență managerială. El a fost văzut, acest raport a fost aprobat de CSM, nu a ridicat nicio problemă până când s-au încins lucrurile cu instrumentarea dosarului 10 august. În acest context, este neîndoielnică propunerea ministrului justiției, care este vădit nelegală, are valoarea unei sancțiuni disciplinare interesate, din păcate. O spun cu regret.
Pe de altă parte, unul dintre motivele pentru care a fost inițiată procedura de revocare este instrumentarea anchetei privind modalitatea de intervenție a jandarmilor în timpul protestelor din 10 august. Se poate lesne deduce că invocarea acestui motiv de revocare constituie în realitate o ingerință în activitatea concretă de instrumentare a unei cauze penale. Domnul ministru mi-a spus că într-o cauză în care Curtea Constituțională a apreciat că există un conflict de natură juridică între DNA, Ministerul Public DNA, mă rog, o direcție a DNA, o direcție a Ministerului Public, Procurorul General ar fi trebuit nu să fie atent pentru viitor la cauze similare să nu se mai producă, ci să-și dea demisia imediat. Ce ar trebui să facă Ministrul Justiției, ne întrebăm, după ce a avut o ingerință atât de nepermisă, care este citată nu numai în lege, dar și în decizia 358 din 2018 a Curții Constituționale, ministrul nu are nici un fel de atribuții judiciare să se comporte ca o instanță judiciară de control judiciar. Ei bine, domnul ministru ce a făcut? Asta a vrut să vadă dacă am, în mod corect, am preluat dosarul și dacă în mod corect îl instrumentăm. Ori procedura de evaluare efectuată de Ministrul Justiției nu a îndeplinit cerințele de transparență față de procurorul evaluat și nu a fost asigurată o minimă garanție de exercitare a apărării înainte de a se emite raportul de evaluare a activității manageriale și propunerea de revocare. Dacă dosarul a fost instrumentat corect sau nu, ne va spune instanța de control judiciar. Niciun ministru al justiției nu se poate substitui. Și aceasta o știm cu toții. Dar greșeala făcută, ingerința o dată făcută, rămâne făcută. După ce în cursul lunii august Ministrul Justiției a anunțat public declanșarea procedurii de evaluare a Procurorului General, pe parcursul celor două luni, în această procedură s-a desfășurat la nivelul Ministerului Justiției, care s-a desfășurat procedura, nu au fost solicitate date, informații, explicații cu privire la actele, faptele și împrejurările concrete imputate în raportul de evaluare care a stat la baza formulării propunerii de revocare. Onorați membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii, Secției de Procurori, domnule președinte, eu cred că așa cum am prezentat lucrurile în partea scrisă, notele scrise pe care le-am depus aici, am reușit să răspund tuturor acestor afirmații care sunt de natură să detracteze și sunt de natură să afecteze de asemenea demnitatea unui magistrat al Ministerului Public care în acest moment îndeplinește funcția de procuror general. Eu zic că am dat răspunsurile potrivite și am arătat că aceste răspunsuri puteam să le dau și domnului ministru dacă ar fi existat o minimă disponibilitate, să nu zic cooperare loială din partea domniei sale. Eu doresc să vă asigur că Ministerul Public este nu așa cum s-a prezentat aici. Este o instituție în cadrul instituțiilor justiției care se află la nivelul unor standarde europene, pentru că așa suntem reflectați în documentele europene. Și avem capacitatea și ne preocupă faptul de a reprezenta interesele generale ale societății, de a apăra ordinea de drept, drepturile fundamentale ale cetățenilor. Dacă domnul ministru ne-ar fi cerut, i-ar fi putut prezenta proiectul pe care îl avem noi de 2 ani de zile. Și noi știm că există dificultăți și există abateri în cadrul Ministerului Public, există persoane
pe care le-am sesizat la inspecția judiciară să fie cercetate, că să fim foarte bine înțeleși. Noi nu apărăm și eu ca procuror general nu am fost niciodată de părerea că trebuie apărați de verificările disciplinare cei care au comis anumite fapte. Inspecția judiciară a dat o soluție sau alta. Și există cale de control după aceasta. Nu vine cineva care să spună asta e soluția și cu asta s-a terminat pentru că așa am dispus eu. Prin urmare, Ministerul Public are câteva proiecte care sunt de referință și care niciodată n-au fost făcute în Ministerul Public. N-aș vrea să spun că și alte ministere s-au inspirat după unele proiecte de ale noastre, n-aș vrea să detaliez, dar lucrurile bune, unii le-au luat de la noi, noi le-am luat de la alții. E important să știm, prin urmare, care e cultura instituțională a Ministerului Public și am clarificat-o de la origini și până astăzi. Este important să știm cum stăm cu corupția, cum stăm cu conflictele de interese. Și am făcut studii pe care le-am trimis și domnului ministru al Justiției în măsura în care a avut timp să se aplece asupra lor. Cum stăm cu faptele de abuz în serviciu pe care le-am prezentat, le-am și publicat, am comunicat și domnilor lor la Ministerul Justiției acele studii privind impactul pe care l-ar avea modificarea textelor de lege. Prin urmare, noi studii am făcut și semnale am tras și public și instituțional și în toate felurile. Dar ceea ce a fost, ceea ce este absolut șocant, situația cu care ne lovim, este următoarea. Nouă ni se reproșează că am exprimat un punct de vedere instituțional care nu a convenit. Noi am fost de această părere după cum am făcut studiile de impact. Dar acest punct de vedere instituțional l-am exprimat fie ca rezultat al atribuțiilor noastre de a prezenta Ministrului Justiției starea criminalității într-un anume domeniu, fie ca rezultat al solicitărilor pe care comisiile de profil din Parlamentul României ni le-au cerut. Asta este hilar. Că nouă ni se cere un punct de vedere cu referire la o anumită lege care a trecut pe la Curtea Constituțională, s-a constatat că sunt neconstituționale anumite texte așa cum au fost ele formulate și ni se cere punct de vedere de către Comisia de Profil să venim cu idei pentru a îmbunătăți și se ridică excepția pe urmă punctele de vedere nu așa. Eu zic că totuși în România există încă libertate de exprimare. Și noi trebuie să urmărim cu foarte multă atenție acest drept pe care românii și l-au câștigat să ne exprimăm măcar în profesie. Că noi nu suntem conducători de opinie în presă, dar în profesia noastră, atâta timp cât eu sunt profesionist într-un domeniu, voi avea curaj tot timpul să spun dacă jurisprudența este uniformă sau nu, dacă e cazul să facem propuneri de lege ferenda, dacă un punct de vedere privind un anume text de lege care este propus poate fi exprimat instituțional și eu zic că acest lucru este de bun simț într-o Românie a Uniunii Europene. Las la latitudinea dumneavoastră să reflectați și eu nu aș vrea nici domnul ministru să rămână cu impresia că eu am ceva cu domnia sa, fiindcă ne cunoaștem de atâta vreme și mă aflu într-o poziție inedită vis-a-vis de profesorul Toader pe care l-am apreciat pozitiv când a fost numit. Dar aflându-ne în pozițiile în care ne aflăm și reprezentând instituțiile respective, eu găsesc că nu e de datoria Procurorului General să aplaude tot ce spune Ministrul Justiției sau ce spun politicienii. Și eu cred că domnia sa nu este deranjat de relațiile noastre, ci este deranjat de ceea ce stă presiune asupra domniei sale pentru a conduce într-un anume fel Ministerul Public. Ministerul Public nu mai este vechea procuratură și vreau să vă asigur că este alcătuit din magistrați
Și în vechea procuratură au fost oameni care își respectau demnitatea și profesia. Dar în Ministerul Public, după atâția ani și după ce au dat un examen dur la Institutul Magistraturii, eu zic că oamenii ăștia nu se vor plia pe dorințele unora și altora din spațiul public. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim, domnule profesor. M-am încadrat la o jumătate de oră. Nu exista nicio restricție de timp. Mulțumim și noi pentru argumentația dumneavoastră. Vă rog în completare, dacă sunt chestiuni. 5 minute. În general, raportul se numește raport privind activitatea managerială a Procurorului General al României și nu raport privind activitatea profesională pe care, în mod evident, o evaluează, o apreciază CSM-ul. Al doilea rând, ați evitat, doar într-o singură frază ați vorbit de decizia Curții Constituționale, dar repetați și vă rog să faceți-o în trecut așa, folosiți niște sintagme care, o vă spărați, credeți că impresionează. Avem o cultură instituțională. De 3-4 ori nu scăpați discurs fără o cultură instituțională și fără loialitate de colaborare. Sigur că suntem în secolul, s-a zis că parchetul, Ministerul Public pentru secolul 21. Dar spuneți dumneavoastră oamenilor, nu mie ca ministru, nu procurorilor din secție, spuneți dumneavoastră oamenilor, românilor care au stat luni sau ani în pușcării și după aia monstruos li s-a spus, fapta nu există sau n-ați comis-o dumneavoastră, sau n-are elementele unei infracțiuni, toate elementele constitutive. Ce îi spuneți dumneavoastră cu un parchet în secolul 21 unui om care a stat 3 ani în pușcărie sau 2 ani sau o săptămână și după aia, domne, ne pare rău, nu ești vinovat, n-ai comis fapta, n-are toate elementele și așa mai departe. Eu n-am exprimat raportul, vedeți, să repet, se referă la managementul procurorului general. N-am exprimat o neîncredere în sistemul judiciar. Exprim o neîncredere în modul în care dumneavoastră v-ați exercitat și încă vă exercitați prerogativele manageriale, prerogative în serviciu, slujba cărora ați evocat fosta procuratură generală. Vă dau dreptate aici. Că nu suntem pe coordonatele fostei procuratori generale. Dar ce ați spune? Și mai chiar nu vreau să redezvolt, să repet. Ați făcut la rândul dumneavoastră multe, multe referiri la mine, dar ați uitat să faceți referiri la motivele invocate de mine în raport. Ați uitat, ați zis de 10 august, mă rog, cele spuse reținute pe bandă. Dar n-ați spus așa simplu românește să înțeleagă toată lumea. E adevărat că ați delegat 3 oameni de la unitatea de unde a plecat dosarul la unitatea care să rezolve dosarul și după aia ați anulat ordinul de delegare? Asta era întrebarea mea. Simplă. Spuneți că n-am făcut un raport științific. Dar, domnule, noi nu suntem aici în știință, domnule. Eu n-am evaluat soluțiile legislative, evoluțiile politicii penale. Eu am evaluat faptele dumneavoastră. Și cum sunt faptele dumneavoastră, în opinia mea evident, așa le-am prezentat și eu. Să le înțeleagă românii care eventual ne urmăresc. Să le înțeleagă românii azi că nu vreți să priviți în trecut. Sigur că da. Privim la în viitor. Dar când erau 3 conflicte, nu erați obligați să spuneți, bă, fraților, este o problemă aici. Dacă în jumătate de an Curtea tot spune că n-aveți voie, vă rugați competențe pe care nu le aveți. Nu era normal să spuneți așa ceva. Dar, sigur, până la urmă, mă bucur că am încheiat această dezbatere. Am urmărit cum v-ați înroșit progresiv și vocea vă tremura și mă gândeam, zic, să vă pot să vă citesc așa. Totuși, ultimul cuvânt ar trebui să fie al meu. Arugați. Și zic, Doamne Dumnezeule, poate se oprește la timp să nu evolueze mai mult. Că v-ați înfierbântat așa un pic.
eu putem continua dezbaterea și fără să filmeze și neoficial, să ne clarificăm cum e posibil ca dumneavoastră general să vă spălați pe mâini de multe atribuții, să le dați la alții, să ne spuneți în tot discursul meu câte întrebări v-am pus. Câte din astea mandate pe siguranță națională a semnat Ministerul Public? Să ne spuneți câte delegări a semnat dumneavoastră și câte... Dar astea fac obiectul... Păi, nu, a zis că le-am îmbunătățit, sigur că da. Dar să vă spun ceva și chiar închei. Eu n-am pretenția că am evaluat toate faptele dumneavoastră, că aș deveni un fel de biograf al dumneavoastră, ceea ce nu mi-am propus și nici nu cred că îmi propun. Na, chiar vă rugăm, două cuvinte numai pentru a putea încheia. Eu apreciez îngrijorarea domnului ministru că m-am îmbujorat la față și domnia sa a făcut-o, dar nu s-a văzut. Asta nu e o problemă. Eu vreau să vă spun numai câteva lucruri. Ceea ce înseamnă că amândurora nu ne este indiferent și simțim ceea ce spunem. Nu ne este indiferent. Să spun oamenilor care au stat în pușcării despre de ce au stat. Uitați care e chestiunea, nu procurorul general i-a condamnat, ci există căi legale, oamenii care simt că au fost prejudiciați într-un mod sau altul, întotdeauna au existat căi legale pentru a se afla adevărul. Asta nu s-a aflat numai acum. Asta este dintotdeauna. Dar i-ați trimis în judecată, nevinovat, asta e ideea. Numai puțin. Noi discutăm despre hotărâri definitive. Dar dacă n-a ajuns la judecător, dacă nu-l trimite. Numai puțin, vă rog. Mai departe, eu n-aș vrea să stărui pe această idee, că eu nu sunt în campanie electorală. Eu sunt magistrat al Ministerului Public și vă spun numai ce pot să vă spun. De asemenea, nu vă pot spune de ce procurorul a avut nevoie de câți oameni, fiindcă procurorul este independent în conducerea anchetei din 10 august sau în orice altă anchetă. Eu nu vă pot spune care este raționamentul și modul cum au administrat colegii noștri anchetele, fiindcă ei sunt independenți și nici n-ar trebui să stăruim acum să analizăm dacă s-a instrumentat bine sau rău, dacă au fost sau nu au fost procurori delegați. Eu nu vă pot spune asta. Dar de ce nu puteți? Pentru că nu este corect să intru într-o anchetă în care domnia voastră ați intrat. Nu ne puteți spune dacă ați respectat legea? Că n-are voie să-l delegi, să pleci de la unitatea de bază? Încă ceva, vă rog frumos. Dacă procurorul general are niște ordine, vă rog să observați că ordinele de funcționare, de organizare, ordinele pe care le dă procurorul general în baza atribuțiilor manageriale, sunt adaptabile și ori de câte ori se observă că un ordin a completat la lege, putem observa acest fapt, noi putem să-l corectăm, să revenim. Procurorul general este cel care emite ordinul sau care și-l adaptează la nevoile care există. Nu este un singur ordin, sunt multe ordine, iar acum este o procedură de reactualizare a tuturor ordinelor. Dar să zic că nu trebuie să insinuăm din nou că cineva a făcut o conspirație în așa fel încât să influențeze un dosar. În niciun caz. Și doresc să vă asigur pe toți că toate dosarele Ministerului Public sunt instrumentate în condițiile legii. Dacă cineva crede altfel, să solicite să se verifice o anumită chestiune, dar pe cale judiciară. Există instanță de control, există instanță de control judiciar și aceea are atribuția de a verifica un dosar concret. În niciun caz să analizăm noi aici modul cum s-au instrumentat anumite dosare. Nu, general, n-am vorbit de cum s-a instrumentat. Am vorbit de faptul că ați delegat nici de resursele, și după aia v-ați dat seama. Nici de resursele care se află în... Vreți și noi din partea secției să adresăm o serie de întrebări. Dacă mai sunt chestiuni de punctat bilateral vorbind. Continuăm după, da. Colegii mei, domnul ministru, ați venit astăzi în fața secției cu un document intitulat Raport privind activitatea managerială a Procurorului General al României. Motivele revocării, din ce ați trecut în aceste documente, sunt cele care se circumscriu dispozițiilor articolului 51 aliniatul 2 litera B din legea 303, pe înțelesul tuturor, un management defectuos. Nu rezultă, în schimb, din cuprinsul acestui document, care a fost procedura de evaluare, sau mai exact, cine anume
a verificat eficiența sau activitatea managerială a procurorului general și cine a făcut constatările care sunt inserate în acest raport prezentat. S-au făcut aceste verificări în temeiul dispozițiilor articolului 69 din legea 304 prin procurori anume desemnați, ori în temeiul dispozițiilor articolului legii 317, știm prea bine, prin intermediul procurorilor inspectori. Asta ar fi o primă întrebare. Pot să vă răspund? Da, sigur. Eram aici și în prezența dumneavoastră la momentul altei evaluări și vă spuneam, să nu vă supărați nici acum, să nu confundăm pe cine evaluăm. Eu, ca ministru, v-am pus la dispoziție un raport. Vi l-am și prezentat, explicat astăzi. Dumneavoastră, astăzi aici, aveți de intervievat, de ascultat pe procurorul general. Eu, după procedură, puteam nici să nu vin. Am fost întrebat dacă vin sau nu. Eu v-am dat un document pe care dumneavoastră îl analizați, evaluați și trageți concluzia pe care am spus-o la debut de ședință. Nu confundați competența de a pune întrebări și de a chestiona ministrul justiției. V-a sesizat, v-a dat un document, vi l-a explicat, procurorul general v-a dat explicații, dumneavoastră decedeți. Mă rog, era o chestiune de lămurire a formei. Și dumneavoastră sunteți emitent, nu puteam să-l întrebare. Da, ați mai pus întrebarea asta și v-am răspuns în aceiași termeni. Da. A doua întrebare atunci nu eu mai pun, domnule ministru, că era legată de prima. Și eventual în motivarea mea o să se regăsească. Da. Și eu aș dori să lămuresc o chestiune cu domnul ministru. Deci nu întrebați ministrul. E o chestiune de procedură, sunt niște fapte ulterioare trimiterii raportului de către dumneavoastră. Săptămâna trecută a apărut raportul MCV. Da. Una dintre recomandări este suspendarea imediată a tuturor procedurilor în curs de numire și revocare a procurorilor de rang înalt. Eu vreau să văd cum vă raportați la această recomandare, cum ar trebui noi să ne raportăm la această recomandare. Dacă... Chiar, da, vă răspund. Chiar am bănuit că ați fost atent. Dar mă convin că nu. În momentul în care prezentam raportul, spuneam că atunci când l-am făcut cunoscut public, spuneam că declar procedura, zic astăzi în fața dumneavoastră, spun că voi continua procedura. Care este obiectul întrebării? Nu știam dacă dumneavoastră luați în considerare recomandarea MCV sau dacă eu astăzi am declarat chestiunea asta... Am înțeles declarat dumneavoastră. Eu vreau să spuneți expres dacă ați luat în considerare recomandarea din raport MCV sau nu. Deci v-am răspuns. Să înțeleg că o luați în considerare, dar înțelegeți să continuăm procedura. Eu, în calitate de președinte vremelnic al secției pentru procurori, nu adresez nicio întrebare, nu pentru că nu aș avea întrebări, dar pentru că trebuie să cunoască toată lumea. În 2016 am fost unul din cei 4 contracandidați ai domnului procuror general și pentru a înlătura orice element de lipsă de imparțialitate în luarea unei astfel de decizii, îmi rezerv dreptul ca orice argumentație să o fac în cuprinsul avizului pe care, consultativ, secția pentru procurori îl va emite în această, această solicitare. Pot să vă întreb ceva? Vă rog, insist. La dosar ați avut doar cererea și CV-ul sau ați mai depus și altceva? Nu facem. Nici nu se pune până asta răspund. Categoric. Dar am dosarul la Ministerul Justiției și îl știu. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Dacă nu mai sunt chestiuni de final, intrăm în deliberare, închidem înregistrarea, mulțumim tuturor.